Câștigătoare a 3 titluri de campioană a României, 13 cupe, 4 supercupe, o cupă a ligii și o cupă balcanică, o altă echipă de tradiție din România se zbate în anonimat din cauza patronilor incompetenți care nu sunt în stare să conducă un club de fotbal. Salut, sunt Mihai, iar astăzi vorbim despre Rapid București, o echipă care a stârnit sentimente, polemici și momente de neuitat. Academia Rapid București. Istoria clubului începe în ziua de 25 iunie 1923, când, într-o sală a școlii primare din cartierul Grivița, lucrătorii de la atelierele Grivița au pus bazele Asociației Culturale și Sportive, CFR. Echipa s-a constituit în luna septembrie, după fuzionarea celor de la ateliere cu cei de la Excelsior, care reprezenta cartierul muncitoresc Steaua, și a închiriat terenul CAB de la șosea pentru antrenamente și jocuri. Primele echipamente au fost confecționate din pânză vișinie în casa lui Grigore Grigoriu, iar ghetele cu crampoane recondiționate din bocanci uzați de la ateliere. Pe 28 octombrie 1923, echipa joacă primul său meci împotriva celor de la Unirea Timișoara, pe care îl pierde cu 8-4. Al doilea meci, disputat peste 10 zile, a fost jucat împotriva Gloriei Arad, pierdut și acesta cu 2-1. Până în anul 1932, CFR joacă în campionatul Bucureștiului, neizbutind calificarea în turneul final al campionatului. În sezonul 1932-1933 se înscrie în Divizia A, primul sezon al competiției în sistem divizionar. Începând cu acest an competițional, echipa are ca bază de antrenament și loc de disputare a meciurilor oficiale terenul Giulești. Primul meci al echipei în Divizia A a fost cel cu Ripensia Timișoara, disputat la 11 septembrie 1932 și câștigat cu scorul de 3-2. Primul marcator al CFR-ului de atunci în Divizia A a fost Francis Boroș. Un alt rezultat important din acest sezon a fost cel din partida cu Șoimi Sibiu, care s-a terminat cu scorul de 9-1. În anul 1936, echipa schimbă denumirea în Rapid București, fiind luată ca model formația austriacă Rapid Viena. În sezonul competițional 1937-1938, echipa se califică în finala campionatului național, după ce încheie seria pe primul loc. Finala este jucată împotriva Ripensei Timișoara, pierzând în ambele manșe cu 0-2. În perioada interbelică, formația feroviară s-a numărat printre echipele de top ale României, câștigând 7 cupe ale României. Prima cupă câștigată a fost la 6 iunie 1935, în finală cu Ripensia, câștigată cu scorul de 6-5. Între 1937 și 1942, cucerește de 6 ori consecutiv Cupa României, record neatins de altă echipă românească până în prezent. În 1940, Rapid este prima echipă de fotbal din România care reușește o calificare în finala unei cupe europene, Cupa Europei Centrale, nedisputată din cauza izbucnirii celui de-al doilea război mondial. După ce trecuse de Ungaria FC MTK în sferturi și de Grandanski Zagreb în semifinale, feroviarii aveau să întâlnească în finală pe cei de la Ferencvaros. În anul competițional 1950, desfășurat după modelul sovietic pe sistem primăvară-toamnă, echipa termină pe locul 2. La începutul acestui sezon, echipa devine locomotiva, după decizia în urma căreia toate echipele feroviare din țară sunt nevoite să schimbe numele astfel. Prima retrogradare a venit în 1951, când ocupa locul 11, pierzând la golaveraj. Promovează după un an de pe primul loc, la 10 puncte în spate cele de-al doilea clasate, Locomotiva Iași. În anul 1954 retrogradează pentru a doua oară, ocupând locul 12. Revine din nou după un singur an în Divizia A, urmând o perioadă bună pentru echipă. În 1956 ocupă locul 4, la numai 5 puncte de prima poziție. Perioada anilor 60 a fost una dintre cele mai bune din istoria fotbalului giuleștian. În 1961 ajunge până în finala Cupei României, unde pierde cu Areșul Turda scor 1-2. Sezonul următor, 1961-1962, ajunge din nou în această fază finală, pierzând în fața Stelei cu scorul de 1-5. În marea majoritate a acestor ani, echipa se regăsește în plutonul fruntaș al campionatului, ocupând succesiv locurile 3, 5, 8, 2, și culminând cu sezonul 1967, când Rapid reușește să cucerească primul titlu de campioană a României. Campionatul este câștigat în ultima etapă, la Ploiești, unde trebuia să nu piardă în fața Petrolului.
În sezonul 1973-1974 ocupă locul a 16-lea în clasament, retrogradând pentru a treia oară în divizia B. Ca de obicei, revine primul eșalon după numai un an, 1974-1975, sezonul în care ajunge în finala Cupei României, după ce trece de Dinamo-ul, Jiul, Ceahlău și Steaua. Reușește să învingă și Universitatea Craiova în finală, scor 2-1, aducând în vitrina clubului cea de-a noua cupă a României. 1975-1990, anii aceștia sunt cei mai negri pentru fotbalul feroviar. După ce revine din divizia B în 1975, în sezonul 1975-1976 echipa ocupă locul 14 în campionat, iar în următorul sezon locul 16, retrogradând pentru a patra oară în eșalonul secund, unde va rămâne de această dată 6 sezoane. Pe 14 august 1985, Rapidul suferă cea mai severă înfrângere din campionat, pe terenul Corvinului, scor 9-0. Pe 3 mai 1989 are loc Rapid Steaua 2-8, meciul cu cele mai multe goluri primite pe teren propriu de Giuleșteni. Din anul 1990 și până în 2013, Rapid reușește cele mai importante performanțe ale sale pe plan intern și internațional. Din 1993 echipa a fost preluată de George Copos, în 1999 și 2003 a câștigat campionatul, iar în 98, 2002, 2006 și 2007 Cupa României. În 2006 Rapid s-a calificat în Cupa UEFA din postura de câștigătoare a Cupei României și a reușit totodată calificarea în premieră în grupele acestei competiții. După acel sezon, situația financiară a Rapidului s-a complicat, în mare parte și de condamnarea penală a patronului George Copos, în dosarul transferurilor și apoi în dosarul loteria. Performanțele au intrat și ele într-un declin după ce în 2007-2008 terminase pe locul 3, Rapidul terminând campionatul pe locurile 7-8 de 3 ori în următorii 5 ani. La 10 mai 2013, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a hotărât să nu acorde clubului licența pentru Liga 1 pentru sezonul 2013-2014. Comitetul Executiv al FRF a hotărât ca în primul eșalon să participe 18 formații. Mircea Sandu a anunțat că pentru a decide cea de-a 18-a echipă se va disputa un baraj între Concordia și Rapid. Acest baraj a avut loc pe 13 iulie, pe stadionul Dinamo la ora 21 și a fost câștigat de Rapid cu 2-1. Concordia a contestat însă legalitatea acestui baraj, întrucât Rapidul nu avea licență pentru Liga 1. După ce deja se disputaseră două etape la 2 august, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a hotărât că organizarea barajului a fost neregulamentară, iar Concordia trebuie să rămână în Liga 1, iar Rapid să retrogradeze. La 17 mai 2014, Comisia de Licențiere a Federației Române de Fotbal a decis neacordarea licențe pentru sezonul 2014-2015 a Ligii 1. Clubul Rapid a decis să facă recurs la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv, dar nu își putea permite suma de 30.000 de euro. Aceasta a fost strânsă printr-o colectă a fanilor echipei, iar TAS a admis recursul, obligând federația să acorde Rapidului licența pentru sezonul de Liga 1. În sezonul 2015-2016, Rapid a terminat pe locul 1 în seria 1 din Liga a 2-a, dar în condițiile în care clubul nu era redresat financiar, echipa de seniori a rămas cu doar câțiva jucători și fără antrenori. După ce o primă instanță a declarat clubul în faliment, FC Rapid nu a mai putut nici înregistra noi contracte, deci nu a putut alinia o echipă cu care să se înscrie în Liga 1 în sezonul 2016-2017. Aceasta a dus la desființarea clubului. În acea toamnă, fostul director de marketing Horia Manoliu a înscris în Liga 5-a bucureșteană un nou club, AFC Rapid, care a preluat seriile de copii și juniori și a aliniat în această ligă locală o echipă bazată pe grupa de juniori născuți în 1998-1999. Manoliu susține că echipa deține palmaresul fostului club Rapid și că este continuarea acestuia. În sezonul 2017-2018, la inițiativa primăriei sectorului 1, se înființează un nou club, ASE Academia Rapid, care s-a înscris în Liga a 4-a bucureșteană. Acest club este condus de foștii jucători al Rapidului, precum Daniel Niculae, care este președinte, Daniel Pancu, director tehnic, Ovidiu Burcă, manager și Constantin Schumacher, antrenor. Până în momentul finalizării licitației privind brandul și palmaresul societății aflate în faliment, Academia Rapid a încheiat un contract de închiriere ale acestora pe o perioadă de un an. Într-o țară în care fotbalul este la pământ, noi ne permitem să ne batem joc de branduri mari precum Rapid București, Universitatea Craiova, Steaua sau Poli Timișoara. În acest fel, niciodată nu o să avem un fotbal de calitate și bun în țara noastră. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare. V-am pupat!
Rapid! Rapid! Rapid!